Bine ați revenit. În acest ultim modul din seminar vom discuta despre System Center 2012 App Controller. App Controller a fost gândit pe de o parte să înlocuiască interfața veche de self-service portal din SCVMM, care a și dispărut în VMM 2012 SP1, dar pe de altă parte s-a dorit să fie un portal care să integreze accesul utilizatorilor la, pe de o parte, la o infrastructură de tip private cloud care rulează în cadrul organizației și, pe de altă parte, la serviciile de tip Windows Azure care rulează în data center-urile de la Microsoft. Deci, folosind o singură interfață, să avem acces la aceste două categorii de servicii. Și haideți să vedem cum funcționează, care e arhitectura, deci, pe scurt. App Controller este de fapt o aplicație web care funcționează peste IIS, are în spate o bază de date SQL, ar putea fi instalat chiar și pe serverul de SCVMM, dar dacă vrem scalabilitate, să zicem, avem un număr mai mare de utilizatori, e bine să fie server separat. O condiție ca să poată funcționa este ca pe serverul de App Controller să punem consola de SCVMM, ca să aibă API-urile necesare să se lege la serviciile de SCVMM în spate. Deci asta ar fi un pas preliminar. Odată instalat, putem configura conexiuni, după cum o să vedem imediat, către o infrastructură de tip private cloud construită cu SCVMM și cu hosturi Hyper-V, deci din interiorul organizației noastre. Deci trebuie să îi dăm credențiale de full administrator, deci de fabric administrator, ca să poată face toate operațiile acolo, deci configurăm un account care are aceste permisiuni. Și pe partea cealaltă, dacă avem o subscripție Windows Azure, putem introduce acolo URL-ul, cheia de subscripție și să-l facem să conecteze la cloud-ul public Windows Azure. Având în vedere că mai nou în cloud-ul public avem și rolul de VM, Windows Azure Virtual Machine, putem crea chiar mașini virtuale în cloud-ul Windows Azure și putem instala aplicații acolo. De asemenea, un obiectiv care nu neapărat e în momentul ăsta 100% îndeplinit este ca într-un viitor apropiat să putem migra mașini virtuale din private cloud în public cloud și invers. Pentru asta fiind necesar să se constituie un canal de comunicație cu replicare asincronă între cloud-ul privat și Windows Azure. Bineînțeles, o astfel de copiere poate dura o oră, două, în funcție de cât de mare e mașina virtuală și cât de bună este banda, dar poate fi folosit ca workaround pentru a extinde temporar capacitatea, mutând niște mașini în cloud-ul public. Deci asta ar fi arhitectura generală. Acum, ce noutăți sunt în App Controller 2012 SP1? Spuneam că recent a fost introdus și noțiunea de Windows Azure Virtual Machine, adică ne putem face mașini virtuale în cloud-ul Microsoft având o subscripție de Windows Azure. Și atunci, dacă avem deja un VHD sau o imagine pregătită, putem să o uploadăm folosind App Controller în cloud-ul public Windows Azure. De asemenea, dacă avem un serviciu existent în Windows Azure, putem să adăugăm o mașină virtuală suplimentară la acel serviciu existent. Putem să, bineînțeles, să ne conectăm la toate mașinile virtuale care rulează în cloud-ul Windows Azure și să le pornim, să le oprim, să facem remote desktop. Putem să copiem o mașină virtuală din VMM în Windows Azure. Aici e necesară o configurare mai specială, adică trebuie să am un canal de comunicație cu cloud-ul Windows Azure, e mai dificil de configurat. Și, bineînțeles, să facem deploy la o mașină virtuală în Windows Azure, pornind de la un template care l-am tot în Windows Azure. Deci, practic, un exemplu de template de servicii, așa cum am făcut noi în cloud-ul privat în SCVMM, similar avem template-uri de servicii pentru Windows Azure și care la fel conțin template-uri de mașini virtuale și alte aplicații. În sfârșit, există o componentă care ar putea fi folosită de către service provider pentru a automatiza provisioning-ul de mașini virtuale și de a oferi servicii de tip cloud către tenants.
Și atunci să putem folosi aceste API Service Provider Framework, SPF, pentru a putea automatiza aceste lucruri și să putem să folosim App Controller-ul ca o interfață. Deci în App Controller să adăugăm funcționalități suplimentare apelând în spate serviciile oferite prin API-ul de SPF. Cam astea ar fi noutățile. Părerea mea că încă se mai lucrează în direcția asta, adică practic ce vedeți aici este o variantă, să zicem, care poate fi folosită cu succes pentru o infrastructură de private cloud în interiorul organizației, dar în momentul în care începem să călcăm pe tărâmul service provider, acolo lucrurile se complică, adică nu sunt lucrurile chiar așa de simple cum sunt aici. Acolo, mai ales când vrem să facem multi-tenant, trebuie să muncim mult la customizări. Acum, pentru configurare, după ce l-am instalat, ne logăm cu un cont administrativ, accesăm în interfața principală, avem o opțiune, vedeți, Private Cloud, Public Cloud și de asemenea prin Service Provider Framework acum avem acces și la Hosted Clouds, deci găzduite de un provider third party. Aici am opțiunea să mă conectez la un Private Cloud existent, cred că se poate face să ne putem conecta până la 10 servere de SCVMM, asta dacă avem mai multe. Deci fiecare în spate având multe hosturi. Și wizard-ul e de genul următor, îi dau un nume la conexiune, îi spun numele serverului la care se conecteze și portul. Încă o dată trebuie să am consola de SCVMM instalată local ca să pot să mă conectez, să aibă API-urile necesare. Și aici e opțiune să importe SSL certificate. Într-o instalare standard, acel certificat care e oferit de SCVMM este self-signed, deci nu necesită autoritate de certificare, ci va fi doar importat în Certificate Store și pe urmă, ca să poată, să zicem, face autentificarea conexiunii. Bun, după ce l-am importat, practic încep să am informații de la serverul de SCVMM și printre informațiile pe care le am ar fi cloud-urile disponibile și care au fost asignate către mine ca rol de utilizator, Service Templates și Virtual Machine Templates, vedeți aici o listă și de asemenea pot face deployment pornind de la un Service Template, observați aici, configurez aplicația, îi spun pe ce cloud să facă deployment-ul și în sfârșit fac anumite configurații la cele trei tier-uri de servicii. Pot de asemenea specifica nume la mașinile virtuale sau pot să le las să fie generate automat dacă depinde cum e configurat în service template-ul respectiv. Și, bineînțeles, să am acces să văd joburile, adică să văd statusul deployment-ului. Tot ce fac în App Controller este trimis ca job, de fapt, în SCVMM și SCVMM-ul se ocupă, de fapt, de deployment. Asta este doar un portal, o interfață. Și, bineînțeles, tot aici pot să văd conexiunile definite, subscripțiile, rolurile de utilizator. Deci, pe scurt, App Controller-ul este o interfață de tip portal prin care utilizatorii de business cărora le-am dat acces la cloud-uri pot să-și creeze mașini virtuale și să facă deployment la aplicații mai complexe folosind template-uri. Ok, acum să vedem cum arată și în realitate. Avem aici interfața App Controller. Observați că am o conexiune către un Virtual Machine Manager Server și pe care am două pool-uri de resurse de tip cloud. Observați aici proprietățile conexiunii, ceea ce am introdus eu un pic mai devreme, deci numele conexiunii, numele serverului de SCVMM și portul. După care, la secțiunea de clouds, pot vedea ce cloud-uri au fost asignate mie. Aveam deja pe primul și puțin mai devreme, într-un modul anterior, am adăugat userul administrator în grupul IT Camp, în grupul IT Camp Users și în felul ăsta
am căpătat acces și la acest cloud. Aici, mai departe, pot să văd eventualele restricții care au fost impuse de administrator pentru... Mă rog, aici au fiind logat și cu rolul de administrator de data center, nu am, de fapt, restricții. Dacă aș fi logat cu un user obișnuit, mi-ar impune restricțiile respective. Da? Dar aici, pentru că sunt cu rol care are puteri mai mari, nu sunt, de fapt, restricționat. La zona de servicii și virtual machines, deocamdată nu văd nimic pentru că n-am făcut niciun deployment. Aici văd doar mașinile virtuale și serviciile, care un serviciu poate fi compus din mai multe mașini virtuale, pe care le-am făcut eu deployment și la care sunt owner. Sau la, pentru care am fost setat ca owner, sau unul din grupurile din care fac parte are permisiuni. Dacă merg acum în secțiunea de library, aici pot accesa Virtual Machine Library, pot merge la templates și aici o să vedem imediat template-urile de mașină virtuală și pot face click pe unul dintre template-urile de mașină virtuală și să-i zic deploy. Aici vedeți că pornește o interfață grafică, zic configure și ăsta fiind o mașină virtuală simplă, hai să încercăm pe primul dintre aceste pool-uri de resurse de tip cloud și în continuare configurez mașina virtuală și trebuie să-i dau un nume, test 3, pot să-i specific un anumit computer name, deci una se va numi mașina virtuală în interfață și alta va fi numele computerului în sistemul de operare. Și în sfârșit, vedeți că toate celelalte sunt definite în template și nu prea le pot schimba. În schimb, pot pune aici parola de administrator local ca să am control asupra lui. Așa, de asemenea, dacă... Cred că n-am introdus-o corect. Am apăsat caplock din greșeală, da. Așa. Dacă se face cumva cota, dacă am setată cota, atunci pot introduce aici și opțiuni de cost center, adică pe cine să factureze după aia, după ce am creat mașina virtuală. În orice caz, asta e un suport rudimentar. Pentru chestii mai avansate se folosește suportul de metering, care a fost introdus în SP1, dar pentru ăla am nevoie și de Operation Manager, deci eu configur și de Data Warehouse-ul din Operation Manager, deci e o configurație mai complexă. Tot aici pot specifica la care dintre rețelele virtuale să se conecteze și dacă să folosească adresă de MAC statică sau dinamică. O să pun dinamică la amândouă și o să-i zic OK. Și acum el în spate a făcut configurările necesare și trebuie să-i zic doar deploy. În acest moment, el trimite parametrii respectiv, creează un job care va fi rulat de serverul de SCVMM, ăla va rula algoritmul de intelligent placement, va detecta dacă există un host pe care să facă deployment-ul corespunzător, deci va trece prin procesul de deployment tipic. Mă rog, e failed pentru că n-a funcționat placement-ul. Deci, vedeți că în această interfață eu nu văd infrastructura și ăsta e lucru cel mai important care trebuie spus. Pot aici vedea numai pool-urile de resurse virtuale alocate în clouds, virtual machine templates și service templates. Deci am perspectiva consumer pentru private cloud. Nu văd nimic din fabric, nu văd hosturi, nu văd storage, nu văd partea de networks, decât rețelele VM networks la care mă pot conecta. Dar ce este în spate, eu nu știu. Similar, pot încerca să vedem cum ar arăta deployment-ul de serviciu. Deci am ăsta 3-tier service template, îi zic deploy. La fel trebuie să-i specific pe care dintre pool-urile de resurse de tip cloud pot să vreau să fac deployment-ul, tot pe ăsta. Și în sfârșit, vedeți aici template-ul de servicii.
la care la fiecare dintre tier-uri pot face configurările necesare, adică nume de mașină virtuală, dacă mă interesează. Unele, vedeți că aici din template i-a spus să fie generat automat și nici nu le mai pot modifica. În schimb, la computer name pot să zic aici, ăsta este unul tier 1, 1. Nu pot pune underscore. Așa. Celelalte setări depinde dacă m-a lăsat administratorul să le configurez. De exemplu, la Virtual Network Adapter era definit din template care se conectează la external network și nu îl pot modifica. La fel pot merge să fac și pentru celelalte elemente. Tier 2, 1. Iarăși n-am voie underscore. Așa. Și în sfârșit ultimul. Stați că n-am introdus corect. 3, 1. Bineînțeles, dacă este permisă scalarea pe proprietățile respective, pot specifica și numărul de instanțe pentru tierul respectiv. În cazul ăsta, stați să vedem dacă aveam opțiunea de scalabilitate aici. La Virtual Network Adapters și la proprietățile generale sau la service. Aici cred că era pentru partea de tier application pattern service name LOB application și prioritate, iar la general nu mai avem nimic. Deci nu, se pare că nu am specificat în proprietățile template-ului că se poate scala. Pentru că nu-mi permite decât o singură instanță la fiecare mașină virtuală. Și bineînțeles, pot să-i dau deploy. Probabil că și ăsta va eșua, pentru că e mult mai complicat decât celălalt. Dar asta este experiența pe care o are utilizatorul de business când vrea să facă deployment la un serviciu. Ulterior, pot să mă uit aici la jobs și să văd care a fost statusul. Vedeți că și acesta a eșuat. Și în funcție de asta pot să raportez eventual administratorului de data center că trebuie să facă o configurare suplimentară pe serviciu sau să verifice greșelile tipice care se pot întâmpla, template-urile de mașini virtuale să nu conțină capability profile sau să nu aibă acces la pe hosturile pe care se încearcă deployment-ul să nu aibă acces la anumite resurse specificate în template, cum ar fi rețelele virtuale sau alte setări de configurație care nu sunt oferite de host. Da? Și atunci, astea în primul rând ar trebui testate în consola de SCVMM și după aia se va putea face deployment și din App Controller. Pe scurt, asta ar fi interfața, cel puțin la nivelul System Center 2012 Service Pack 1. Similar, dacă aș avea o subscripție de Windows Azure, aș putea să fac operațiuni similare, dar în cloud-ul public de la Microsoft, deci în data center-ul de la Microsoft. Nu neapărat. Întrebarea era dacă mai trebuie un SQL separat. Dacă vreau scalabilitate, da, dar în esență el poate fi pus chiar și pe aceeași mașină cu SCVMM-ul și să folosească aceeași instanță de SQL, care are doar o bază de date separată. Deci, aici, mă rog, eu am folosit Evaluation VHD oferite de către Microsoft și care erau așa, instalate separat, deci n-am mai stat eu să configurez. Dar funcționează bine, mersi, chiar pe aceeași mașină, deci nu neapărat trebuie să fie mașină separată. Ok, ăsta a fost App Controller. În sumar, App Controller-ul este o interfață de tip portal, care poate fi folosită de utilizatorii de business pentru a face deployment de mașini virtuale și servicii, folosind VM templates și service templates, pe niște pool-uri de resurse virtuale, adică pe un cloud
care conține anumite limite de capacitate setate de administrator. Ați văzut că prin portal avem perspectiva consumer, nu vedem infrastructura fizică. Deci, practic, utilizatorul are percepția de elasticitate sau de capacitate infinită. Mă rog, dacă i s-au setat restricții pe cloud, nu, dar practic el nu vede câte servere sunt în spate, ce storage și așa mai departe. Deci poate eventual constata că nu mai poate să facă deployment, iar în spate administratorul știe că de fapt nu mai are storage disponibil. Sau, după ce fac deploy la un serviciu, n-am aici unul care să-l folosesc drept exemplu, mă pot conecta individual la fiecare mașină, pot să, așa cum am văzut că se configurează permisiunile la rolul de self-service, pot să le opresc, să le pornesc, să fac snapshot-uri, depinde de permisiunile care au fost configurate pe rol. Și în plus pot să mă conectez la ele cu remote desktop. Deci asta ar fi ce poate să fac. Și bineînțeles pot rula, de exemplu, remote desktop în browser cu controlul la ActiveX de remote desktop connection. Adică ideea ar fi să le pot accesa de oriunde am o conexiune către acest portal. HTTP, HTTPS, dacă instalez certificate. Da, asta e o întrebare bună. Dacă conexiunea remote trece prin portal sau separat. Corect. Deci, pentru asta ar fi bine să mergem în direcția VDI, adică să instalăm Connection Broker, să punem Remote Desktop Web Access, Remote Desktop Gateway, deci ca, de exemplu, dacă chiar avem utilizator remote care se conectează din afara rețelei, să instalăm rolurile corespunzătoare. Deci ar fi, de fapt, o infrastructură de tip VDI acolo, iar prin portal doar pot face operațiile tipice de start, stop, snapshot și așa mai departe. Deci să fie o soluție combinată. Da, în rețeaua internă se poate lega direct, mai ales că acum nu mai avem problema aia că la hosturi, dacă mută mașina de pe un nod pe altul, pierde conexiunea, cum se întâmpla la Windows Server 2008 R2. Acum mai nou în 2012, chiar dacă faci un live migration, își dă el seama și redirectează conexiunea. Ok, asta a fost ultimul modul din seminar. Mulțumesc foarte mult pentru participare și sper să ne vedem și cu alte ocazii.